She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hei, dacă vă era dor de un daily vlog, îl încep azi prin a vă spune că ieri m-am dus! Tu-tu-tu-tu-tu, drum rolls! Tot lângă. Da, m-am dus ieri și i-am zis de data asta să-mi ia mai mult, i-am zis că poate să-mi ia cam atât, nu știu dacă au luat atât, dacă au luat mai mult, cert e că nu văd, nu se simte diferența, văd doar că părul meu este foarte fin, foarte frumos și dacă ar arăta așa mereu, ce să zic, dar da. Că mi-a făcut o chestie foarte drăguță, vedeți cum se așează părul aici? Ei, cred că mi-a filat două șuvițe din față, așa, 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 și acum se așează foarte drăguț. Dar mai că era să fac și eu și el și restul din salon infart, pentru că nu știu dacă a înțeles, dacă n-a înțeles. Ideea e că i-am zis să îmi fileze bretonul ca să îl ajute să crească. Cred că am înțeles că are engleză destul de bună, adică mă înțeleg cu el. Ei, și-l văd eu dintr-o dată că îmi face chestia asta, tuc-tuc și eram... Ok, ce-mi face, ce-mi face, ce-mi face? Și după... și după îi zic, a terminat partea asta și zic, cred că ai înțeles greșit, n-am vrut să-mi filezi părul și bretonul. Și a zis, hai că să fac și partea asta ca să arate egal și după nu, stai liniște că nu o să arate rău, nu. I-am zis, eu știu, adică, ideea de ce nu vreau să am părul filat este pentru că vreau să-mi las părul să crească. Dacă vreau să-mi las părul să crească, trebuie să fie la bază, trebuie să fie cât mai des, pentru că dacă este, sunt trei fire la bază, atunci e mai ușor să se rupă, nu? Da, dar arată foarte bine și... Dar se așează așa un pic mai bine. Adică mi-a făcut gen două șuvițe și două șuvițe și da. Dar a fost amuzant pentru că a făcut și el o față și a făcut și ceilalți din salon o față când m-au zis probabil s-a așteptat să fac o scenă din aia. Nu faci tu, nu filezi tu mie părul. Mă rog, da. Și nu știu ce să fac, dacă să îl să mă mut la el și cu vopsitul sau nu. Pentru că el e chinez. Am venit în Hong Kong, voiam să-mi caut un hairstylist și aveam două variante, un chinez și un salon cu numai cu fete din Marea Britanie. Și până la urmă m-am dus la salon numai cu fete din Marea Britanie, pentru că am văzut exemplul trist, foarte trist al colegei mele, care pur și simplu la momentul acela își frisese părul odată, îi făcuse părul praf hairstylistul de chinez. Și acum, între timp, i-am mai făcut încă o dată, acum un ultimul hal, săraca de are un păr, deci că e păr de păpușă. Ei, și am avut eu teama asta și în continuare eu am, nu știu dacă ei cu adevărat ne înțeleg textura părului. Mai am o colegă, ea este din Marea Britanie și tot la un chinez se duce și a zis că nu folosesc developer din ăla ridicat. Și la mine mie mi se pare că la salonul la care mă duc eu îl folosesc destul de ridicat pentru părul meu. Știu că folosesc 20 și este destul de ridicat, adică aș vrea, nu știu, până în 10 sau 10, pentru că, na, nu știu, adică vreau să-mi păstrez părul, vreau să fie sănătos, da, cât de cât. Și, dar nu știu dacă el cu adevărat îmi înțelege textura părului. M-am dus la el pentru că mi se părea extrem de stupid să dau 400 de lei pentru tăiere de vârfuri, pentru că atât de deam la salonul la care mă duc eu să mi se vopsească părul. Mi se părea o risipă de bani, mi se părea că nu merită să dau 400 de lei ca să-mi tai atât și nu merită. Și am zis că trebuie să găsesc pe cineva cu un preț corect și care să fie și de treabă să înțeleagă ce vreau. L-am găsit pe tipul ăsta, dar nu știu dacă tipul ăsta cu adevărat îmi înțelege textura părului și de aceea îmi e teamă să mă duc la el pentru vopsire. Nu știu, poate trebuie să vorbesc cu el în prealabil să văd ce volum ar folosi, o la plec, tratamente, chestii. Da, probabil dacă o să mă mut la el, prețurile, nu știu dacă le vopsi sunt mai bune, posibil să fie un pic mai bune decât la salonul la care mă duc eu, dar e mai ok să stungi și părul, să ai doar un hairstylist, cam asta zic, să ai doar un hairstylist unde tunde și părul are mereu, îți vede mereu părul, deci ce nevoie ai decât să te duci într-un loc și în altul, plus că salonul la care mă duc eu este pe o altă insulă, cam o oră jumătate fac să ajung acolo, dar de asta mi-e teamă că nu-mi înțelege cu adevărat textura părului, dar și acolo ele folosesc volum 20
se pare și eu la prea mare. Nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, dar probabil, da, mă rog, asta, eu voiam să vă zic că m-am tuns și că arată foarte bine și, da, chestiile astea arată chiar. Am început vlogul ăsta cu o discuție despre păr și probabil eu aș mai vrea să vă zic ceva, dar o să o țin mai încolo, o să nu vă plictisesc cu atâta vorbărie. Acum o să mă duc să-mi fac rutina de îngrijire a tenului, pentru că trebuie să filmez un clip despre rutina de îngrijire a tenului. Apoi probabil trebuie să mă pregătesc să mergem undeva, pentru că trebuie să filmez alt clip. Mă rog, o să vedeți clipul ăsta fix într-o săptămână de când încep să-l filmez, deci it's all good. Da. Cam asta, cam atât am avut să vă zic deocamdată, sau atât vreau să vă zic deocamdată, să nu vă plictisesc prea mult, că văd că am vorbit de 6 minute. Dacă tot am adus chestia asta în discuție, voi ce zice? Să mă duc la chinez și pentru păr, volumul 20.000 pentru părul meu, cu adevărat mi se pare cam mult. Pentru că am părul fin, foarte fin. Adică, vedeți, pare cam 3 fire. Ei, asta e pentru că e părul foarte fin. Da. E fin, de aceea se încurcă repede și normal că este predispus la degradare. Și volum 20, oare mă ajută volumul ăsta 20 sau nu? Nu știu, dacă am ceva blond pe aici, ce volum folosesc hairstyliștii voștri pentru părul vostru? În special dacă aveți, nu știu, la baza mea, zice cam bază 8, 7. Ia uitați, hairstylistul din mine, vedeți că acum chiar termin. Hey! Am terminat de filmat Skin Glow-ul, episodul 2 din Skin Glow. Încă nu mi-am făcut machiajul, o să trebuiască să mi-l fac, doar skincare deocamdată pe față și mi-am pus nici protecție solară, deși ar trebui, oricum o să pun protecție solară curând, dar acum am luat o pauză, pentru că nu mai pot de poftă, deci... Dacă ați văzut haul-ul cu IKEA, din IKEA, ați văzut că am găsit acolo tortul din IKEA cu migdale, cu ciocolată albă. Și am zis să-l încerc și pe cel cu ciocolată, caramel și nu știu ce, migdale, cred că e și ăsta tot cu migdale. Wow! Sunt... O, Doamne, este absolut delicios, mult mai bun decât cel cu ciocolată albă, deși mie îmi place mai mult ciocolată albă, dar asta are și ciocolată albă și ciocolată de lapte și așa crocant și delicios. Din păcate am luat doar un tort din acesta și cel cu ciocolată albă am luat două, dar cum mai mergem în IKEA mai cumpărăm, deci delicios. Rosie aici și lui Jason, și cu Jason mă încerc pe tortul ăsta. Dar pur și simplu mi se pare că are gust de Crăciun. Sorry, not sorry, am terminat. Bine, m-a ajutat și Jason. Bună! Acum am terminat și o să mă aranjez. Vreau să mă întreb și eu, cum faceți voi să vă rămână machiajul de față sub mască, pentru că eu, deși port o chestie care să-mi protejeze nasul, tot nu reușesc și partea asta unde atinge treaba aia de plastic este un ca un fel de protector de nas, să zicem, protector de nas de gură, partea asta, se topește și se topește tot machiajul și se duce și da, adică am renunțat să mai folosesc concealer. Și eu am nevoie de concealer, să mai folosesc BB cream când ies din casă, pentru că se face totul foarte cakey și chiar dacă fixez cu o grămadă de pudră, dispare totul cakey. Am și spray de machiaj și bază și tot, nu știu, deci nu. Așa că nici nu știu dacă o să, probabil că nu, probabil că o să se ducă blush-ul și highlighter-ul, probabil că o să se ducă, dar asta e ce să faci. Ne pregătim să mergem, pentru că trebuie să filmăm clipul cu mâncare grecească și mergem la un restaurant foarte drăguț de aici, din Hong Kong, și mi-e un pic rușnică, pentru că
Este în zona centrală a Hong Kongului și sunt foarte mulți străini și mi-e rușine de străini. Da, mă rog, mergem acolo să testăm mâncare de la ei și am văzut pe internet că este superb restaurantul. Da, pentru mâncarele grecească, oricum voi ați văzut deja clipul ăsta, ați văzut cum e restaurantul. Dar după aceea vreau să vă iau cu mine la o expoziție de artă superbă. Sau de bijuterii, nu știu, nu contează, e ceva superb roz, o să vedeți. Hei, ne continuăm vlogul. Am terminat de mâncat mâncare la restaurantul grec, un restaurant foarte drăguț. O să vedeți imaginile, de fapt le-ați văzut, deci am nu știu de ce mai zic, uit, pentru că filmez în avans de aceea. Da, acum mergem la următoarea destinație, sper să fie deschis, sper să reușesc să fac poze drăguțe acolo, pentru că pentru poze mă duc. Da, și să vă arăt vă cât de drăguț este. Pentru galeria de artă, dar din fericire suntem pe aproape. Dar am găsit un magazin care vinde tea, ceai făcut de roboței, așa că o să ne luăm și noi niște bubble tea făcut de roboței. Let's dance in and chill. Singura parte nasoală și cea mai nasoală parte e că trebuie să ne ținem măștile pe față, așa că da. Dar ideea e că această cameră este formată din tunelul ăsta și apoi partea cu arta abstractă. Și da, am început, a fost un pic dezamăgită, dar am făcut niște poze tare drăguțe și cu Jason și pozele astea așa. Ne-am gândit vreo 10 minute cum să pozăm cu ursulețul. Dar sunt niște poze tare drăguțe de pus pe frigider. Bună, sunt un pic ciufulită că de asta e. Voiam să îmi întind machiajul, cum ziceam la începutul zilei. Voiam să cumpărăm niște farfurii de la un magazin, dar s-a închis la 11:30 și mi-a lăsat să plec. Voiam să cumpăr farfurii mov de la alt magazin, de la Frank, un magazin japonez foarte drăguț. Mă rog, s-a închis la 11:30.
Perfect, mă rog. Mai voiam să fac un lucru azi și o să-l vedeți imediat. Am văzut că au dus la Starbucks Pumpkin Spice Latte și este timpul să-l încerc eu pentru prima dată. Să vedem despre ce este vorba. Interesant. Are gust mai mult de gravă de scurtișoară, deși de ceva cremos decât de dovleac. Nu simt gustul de dovleac absolut deloc. În schimb, îmi aduce aminte de plasteurile pe care mi le făceam eu pe timpul iernii cu scurtișoară. Să știți că este destul de bun, mă așteptam să nu-mi placă. Adică, de aceea mi-am cumpărat și mic, pentru că, ziceam, probabil e o porcărie, dar eram curioasă să văd ce gust are. Dar nu, e o porcărie. Destul de bun. Băi, ați încercat pumpkin spice latte. Este așa foarte comforting. În special că mi-a fost destul de frig azi, adică pe seară s-a lăsat frigul și eram dur. Dacă vreți o cafea tomnatică, vă recomand să încercați combinația asta, miere și scorțișoară pe care le-am amestecat înainte și cafeaua voastră o să aibă gust de gingerbread. Dar e așa, nu știu, parcă are gust de turtă dulce mai degrabă, da, cam turtă dulce. Duminică și e timpul să vorbim, dar înainte de asta vreau să vă arăt lucrurile pe care mi le-am cumpărat sâmbătă și ieri. Dacă ați văzut haul-ul din IKEA, am plecat cu gândul să cumpăr niște farfurii MOV și am ieșit cu o plasă imensă și fără farfurii MOV. Cred că farfurile cele MOV nu se mai fabrică. Mi-a rămas gândul la ele și a doua variantă erau niște farfurii MOV dintr-un magazin japonez, din Frank. Din păcate, am ajuns acolo sâmbătă, fix în momentul în care magazinul se închidea. Mare dezamăgire. Da, uite, sunt aici. Este adorabil cu Chris, se uite la mine să mă asigure, cred că vrea să-l ating sau să-l mângâie, da, continuăm. Așa, și după aceea am dat în drum spre casă, am dat de un magazin chinezesc care vindea farfurii, tacâmuri și așa mai departe, cratițe. Și am stat acolo, cred că am stat o jumătate de oră în magazinul ăla, deși era foarte mic și era un magazin plin de farfurii. Erau tot atât de curate și atât de frumoase, dar
Dacă aș fi bucătărit, probabil că aș fi plecat cu mult mai multe lucruri de acolo, dar așa am plecat doar cu 3 farfurii, dintre care și niște farfurii MOV pe care o să vi le arăt imediat. Nu sunt farfuriile MOV la care visam, dar sunt ok. La pe acestea, farfurioare mititele, dar potrivite pentru noi. Ah, văd că sunt două nuanțe diferite de MOV. Acesta este un MOV mai MOV și acesta este un MOV mai albastru. Da, și am mai luat un fel de farfurie, aceasta roz. Dar nu știu dacă este farfurie, este o capac, habar nu am ce este, dar o să folosesc ca farfurie. Și acum că v-am arătat farfuriile minune, vreau să vă mai arăt și câteva articole de îmbrăcat pe care mi le-am cumpărat, de la atelier și alte. Dacă ați observat sau dacă nu, sunt obsedată de MOV. Mai nou, MOV-ul pastelat este culoarea mea preferată și nu mai știu ce să fac, adică și mi-aș cumpăra toate lucrurile MOV. Și mi-am cumpărat câteva articole MOV. Primul pe care l-am cumpărat este această fustiță midi din H&M. Este un MOV deschis. Și da, acest lucru de bine aștept să o port, n-am purtat-o niciodată. Și am mai cumpărat ceva superb, 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 superb. Pe asta am găsit-o ieri, nu, sâmbătă nu e. Ieri nu mai era la magazin. Este o fustiță, care de fapt sunt pantalonaș scurs, dar mă rog, dacă e uscată, acum nu este uscată, este luată de pe sârmă. Când e uscată și așa, not wrinkly, pare ca o fustiță superbă. Aveam un magazin în acela, una MOV și una roz pudrat și nu știam pe care să iau. Vreau să iau pe amândouă, deci am că totuși sunt aceleași model și bine a făcut că nu le-am luat pe amândouă pentru că probabil observați, eu nu am observat. Este foarte mare, am probat-o azi și în talie un pic. Deci va trebui să pun, nu știu, ideea e că nu are parte să pui curea. Asta este partea tristă, dar o să fac eu să funcționeze pentru că îmi place foarte mult. Oricum am dat 25 de lei pe ea de la metro. De acolo mă împărăc eu în Hong Kong, în magazine de la metro sau comenzi pe internet de pe tot haine chinezești sau poate H&M, da. O să fac eu, o să fac să funcționeze. Ei, și ultimul lucru pe care mi l-am cumpărat nu este nimic interesant, dar vreau să vi-l arăt pentru că este ceva așa. Sunt niște colanți, pentru că trebuie să port uniformă, pantaloni negri și cămașă de la serviciu. Dar vreau să vă zic, vedeți pantalonii ăștia, da? Ăștia sunt mărime XL. 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 XL! Deci nu mi-a venit să cred când am văzut că sunt mărime XL. Și mi-am cumpărat eu, tot dintr-un magazin ăsta de la metro, o pereche de pantaloni. El, tot așa negri, nu știam că sunt el până am ajuns acasă și la început am fost cum să fie el, atât de mare sunt eu încât îmi trebuie el, dar se vede. Așa sunt XL, adică mărimele de aici sunt absolut minunate. Haideți că m-am dat aici jos să vă mai arăt ceva. Am rezolvat și vaza! Bine, Floricica asta este tare trist aici. Eu vreau să pun flori naturale, am zis că îmi cumpăr vaza asta tocmai pentru flori naturale, pentru momentul în care îmi cumpăr eu flori sau am flori naturale de pus în vază. Când o să se întâmple așa, probabil o să le dau pe acestea jos, o să le pun, am o sticlă de apă tare drăguță MOV și arată bine ca o vază și o să pun florile acolo, dar m-am gândit că nu este o idee prea bună să pun flori naturale. Asta înseamnă că în fiecare săptămână trebuie să mă duc la florărie să-mi cumpăr flori. Nu e mereu în drum, așa că am zis că nu are rost, vaza să fie prea frumoasă să stea goală și mi-am cumpărat niște flori uscate. Ieri m-am întâlnit cu Jason, el a avut
un a family day, am avut friends day, dar vorbim de asta puțin mai târziu. Și la final ne-am întâlnit din întâmplare și ne-a arătat două magazine care s-au deschis în zona noastră, unul cu flori, de unde am luat niște flori uscate și niște suculente, un aranjament tare drăguț cu suculente, să vi-l arăt și pe acela. Și unul cu accesorii de animale și unul lui Rosie, o rochiță, dar este la spălat, așa că o să o arăt când este gata. Dar acestea sunt floricele pe care le-am ales. Eu a fost o doamnă tare drăguță, ne-a ajutat să ne... Am stat acolo în magazin, cred că a stat o jumătate de oră. Că nu știam ce flori să aleg. Zicea să ne aleg ce flori vreau, facem buchețel și da. Asta mi-am ales. Până la urmă, nu știu, mi se pare tare drăguță și îmi place ideea că o să stea mereu, așa. Și ia uitați ce am luat. Am o grădină de suculente. Mi se pare atât de drăguț. Jason a insistat pentru că el iubește Halloween-ul. Și stickerele astea și dovlecelul l-au cucerit. Pe mine m-au cucerit suculentele astea de aici. Focus pe ele. Okay. Acestea foarte drăguțe, foarte drăguțe. Care mai-mi plac? Astea? Dar nu, astea sunt preferatele mele. Și am cumpărat aranjamentul ăsta de Crăciun, schimbăm stickerele, de Paște la fel schimbăm stickerele și trebuie să am grijă de ele să nu le mai omor. Mi-a zis doamna de acolo că ne zicea cum să avem grijă de ele, zicea să nu apasă, să nu atingă plantele, ci doar să punem pe margine. Probabil ăsta era și motivul din cauza căruia mi-au murit mie toate suculentele. Adică le mai am așa, dar una este, sunt așa între viață și moarte, mai mult pe moarte, dar e așa un 5% ce le ține în viață. Cam așa arată toate suculentele mele moarte, dar pe acestea nici nu se intru la ele. Și a fost foarte amuzant pentru că ea avea niște stickere, alte stickere și alte ornamente aici. Ne-a întrebat dacă vrem să le schimbăm, le punem noi cum vrem. Mi s-a părut tare drăguț treaba asta. Oricum pe Jason era deja cucerit de felul în care arăta înainte, dar am mai pus câteva mai colorate. Era ceva negru aici și am pus dovlecelul. Peste l-am luat și pantomița și liliacul și aici. Oricum, mi se pare tare, tare drăguț. Și fără sticker, adică... Hai că era să uit, acum că l-am dus la loc. L-am văzut și pe domnișorul ăsta. I-a pus ei sunt două stickere, mi se pare că nu se potrivesc deloc, dar... L-a cucerit pe el cactusul ăsta. Pentru că e păros. Și aparent pe mulți oameni de acolo l-a cucerit cactus pentru că era păros și drăguț. Mie mi-a plăcut ghiveciul, ce o să zic. Așa se joacă. Așa? Așa vine? Vă arăt și pozele acum la lumină bună. Abia să vă arăt pernele pe care le-am pus, pe care le-am cumpărat. Ar fi trebuit și o să mai cumpărăm, de fapt, încă una. Așa le-am aranjat acum. Păturica am pus-o aici. Și să nu vă mai zic că a durat vreo 10 minute să mă gândesc cum să aranjez păturica. Am căutat chiar și pe internet. How to put a throw-on blanket. Deci... Asta am contat eu pe internet, cum să pui o pătură așa, neglijent. Eu și dovlecelul meu. Vă salutăm. Stați că vreați și prințesa. Ok. Și prințesica la fel. Vă mulțumim că v-ați uitat. Și ne vedem data viitoare.